Bun găsit! Vă propun un joc de rol, pălăriile cânditoare. Iată ce aveți de făcut. Citiți cu atenție următorul studiu de caz. Este un articol despre un elev de vârsta voastră, iar apoi, cu ajutorul pălăriilor cânditoare, veți rezolva în grup o sarcină potrivită pălăriei. Să pornim! Priviți imaginea cu atenție și încercați să vă exprimați opinia cu privire la conținutul următorului studiu de caz. Puteți opri filmulețul. Ascultați cu atenție următoarea întâmplare. Călin este elev în clasa a treia, fiul unor părinți modești, cu o situație financiară dificilă, dar care doresc ca fiul lor să aibă note bune. De multe ori este certat pentru cea mai mică greșeală. Băiatul este prietenos, inteligent, reține ușor cunoștințele, dar este și o fire energică, dornică de mișcare. Într-una din zile, a stat mai mult la joacă cu copiii și nu și-a învățat foarte bine lecția la științe pentru a doua zi. La test a luat doar calificativul bine. Amintindu-și palma pe care a primit-o când a obținut calificativul bine la limba română, Călin se hotărăște să facă pierdute testul și carnetul de note și le lasă în dulapul din clasă. După un timp, părinții au sunat-o pe doamna învățătoare să o roage să-i dea un alt carnet lui Călin. Aceasta a descoperit carnetul și testul în dulap și a povestit părinților întâmplarea. Ajuns acasă, a fost certat aspru de tatăl său, care i-a reproșat că este leneș și mincinos. Furios și plângând, Călin îi dezvăluie motivul real pentru care a mințit. Mi-a fost teamă ca ai să mă bați. Puteți scrie pe caietul de educație civică sau pe o foaie sentimentele pe care le-ați trăit pe tot parcursul întâmplării. Opriți filmarea. Pentru verificarea înțelegerii acestui studiu de caz, vă propun să folosiți steluța gânditoare. Formulați întrebări care să înceapă cu cuvintele scrise pe colțurile steluței. Cine, cum, ce, de ce și unde. Aceste întrebări vor avea legătură cu conținutul textului citit. Bineînțeles că puteți opri filmulețul. Este momentul pentru a desfășura jocul de rol cele șase pălării gânditoare. Acest joc a pornit de la ideea lui Edouard de Bonneau, dacă interpretezi rolul unui gânditor, chiar vei deveni unul. Împărțiți-vă în șase echipe ce vor purta numele unei culori, rezolvați în grup sarcina potrivită pălăriei voastre, prezentați răspunsurile oral sau cu ajutorul unui poster. Puteți opri filmul și să vă împărțiți în cele șase echipe. Puneți-vă pe cap pălăria echipei voastre. Căutați în tabel sarcina corespunzătoare pălăriei, citiți și discutați aceste sarcini. Formulați oral răspunsuri sau alcătuiți un poster. Lucrați în echipă. Puteți opri filmarea. Ascultați-i pe colegi și apreciați răspunsurile lor. Cu ce impresii ați rămas la finalul dezbaterii? Scrieți pe un post-it un gând de-al vostru. Cele șase pălării gânditoare reprezintă de fapt un joc de rol în care putem să dirijăm gândirea la fel cum un dirijor își conduce orchestra. Pe curând!